Scumpi spectatori și spectatoare, astăzi proiectul Efect 96 și încheie frumosul și lungul său drum. Datorită TV8 și Ambasadei Țărilor de Jos din Republica Moldova, am avut libertate să discut orice temă am dorit, să invit pe oricine am vrut. Este o libertate de neprețuit. Am încercat să aduc spre inimile voastre temele care, cum cred eu, vor face această țară și cetățenii ei un pic mai buni, mai conștienți și mai informați. Sper mult că mi-a reușit. Am încercat să-i fac auziți pe cei care sunt puțini, dar simt, trăiesc, iubesc și suferă, la fel ca și cei care sunt mulți. Eu chiar cred într-o Moldova în care fiecare își are rostul său. Și cred că anume diversitatea noastră este ceea ce ne face deosebiți și puternici. Tema ultimei misiuni a venit anume din dragostea mea față de țara noastră, Moldova de astăzi, de ieri și de mâine. Haideți să ne închipuim împreună cu Peter Vlad Ianusevici, care este business coach, țara de vis în care vrem să ne dezvoltăm, să ne creștem copiii și să îmbătrânim fericiți. Vlad, te salut! Salut, Angelica! Hai să vorbim despre Moldova perfectă. Cum ar trebui ea să fie? Să avem așa o discuție, îți pui tu opinia. Poate spun și eu opinia despre cum aș vedea eu Moldova perfectă. Știi care este groaznică? Tu întrebi pe cineva născut în România, trăit în Germania. De aia te întreb, pentru că tu ai venit în Moldova din Germania. Este, da. Deci s-au adunat deja 14 ani și discuțiile despre Moldova perfectă eu le-am avut în special de-a lungul ultimelor 9 ani, 10 ani chiar între timp, în diferite locații ca trainer, ca, nu știu, în calitatea mea de coach sau un însoțitor al unor oameni pe drumul lor de dezvoltare personală. Adevărul este că am și eu în minte o anumită Moldova perfectă. Dar a fost, cred că de-a lungul acestor ani mi-a fost interesant să văd cum ar vrea să o dezvolte oamenii de aici. Cred că un pilon principal pentru mine ar fi un moment de conștientizare a locului unde suntem acum, că suntem într-un proces de transformare și că, din punct de vedere al unei setări mentale, mai avem un pic de lucrat. Am zis un pic, cred că vreau să zic un cred pic cred că e cam mult, da. Cred că mai avem un pic. Care sunt aceste setări, în opinia ta? Pentru că, știi, cel mai bine se spune că atunci când vrei unele schimbări, atunci când te gândești că, uite, ar fi bine să schimb ceva, dar nu știu ce, cel mai bine este să fie o viziune din afară, o persoană care, uite, vine, te privește dintr-o parte, pentru că tu asta ai făcut, de fapt. Înainte de a veni să fii parte a acestei țări, da, acestor cetățeni, ai privit și din afară. Deci ai venit deja având o închipuire, o înțelegere despre ce este Moldova. Și de aia am gândit că cel mai bine ar fi anume să discut cu tine această temă, pe lângă faptul că ține și de activitatea ta profesională. Uite, cum este Moldova? Care este acea mentalitate? Și poți fi atât de critic pe cât consider necesar. Atunci începem cu problemele întâi, da? Dar după aia promitem să ajungem și la părțile pozitive, că ar fi altfel, cred, păcat. Deci eu cred că am nimerit într-o Moldova în care, din punctul meu de vedere, problema principală a oamenilor de aici nici măcar nu sunt finanțele sau ceva. Sărăcia, da. Ci este incapacitatea sau faptul că ne-am dezobișnuit să visăm. Deci eu am nimerit într-o Moldova în care în ăștia 14-15 ani de când sunt eu în contact mai mult sau mai puțin, pentru că deja trăim în Chișinău de mulți ani, de când sunt pe plaiurile astea, am văzut 700 de miliarde de alegeri, aproape în fiecare an. Da? Sunt ba alegeri locale, ba raionale, regionale, multilaterale, nu știu cum să le numim, dar sunt o tonă de alegeri, o tonă de promisiuni. Și m-am trezit, de fapt, într-o societate în care, pe baza multor promisiuni făcute, oamenii au renunțat la vise și au renunțat la propriile vise. Ori eu nu știu de unde să vină schimbarea decât din momentul ăsta de a visa ceva mai bun sau mai mult decât ai acum. Și atâta timp cât acest vis este într-un segment etic și social, astfel încât să nu îi distrugem pe cei din jur, atunci te-a apucat de treabă. Din punctul meu de vedere, aici e o mare problemă, că am renunțat la momentul ăsta. Vorbești despre un pesimism? Asta ar fi că noi suntem, noi moldovenii, la general, evident că noi suntem diferiți și suntem printre noi și persoane mai pesimiste și mai optimiste, dar ca majoritatea societății suntem pesimiști că totul e rău, nimic, nu putem aștepta bun. Despre asta ar fi vorba. Cred că e un pesimism local și un optimism european sau nu neapărat european, un optimism în afara granițelor. Uh-huh. Am avut
un training în care am vorbit și despre cum ar putea să fie o Moldova ideală la Bălți cu o grupă de, cred că 20 de tineri dintr-o școală profesională. Deci oameni care se pregăteau de o meserie, da, în Moldova. Majoritatea dintre ei vroiau să-și realizeze visele peste hotare. Da? Și asta e un moment de care eu m-am lovit deseori. Potențial este, inteligență este, nu știu, calitate umană, dacă vrei. Toate astea sunt, le avem, sunt la dispoziția noastră. Dar momentul de vis e deseori legat de Germania, era, mă rog, pe vremuri, acum s-au mai schimbat lucrurile, de Moscova sau Italia sau Spania sau oriunde altundeva, dar numai aici nu. Și acum eu am plecat la 20 de ani în România. Cumva eu nu am cum să zic nimănui să rămână în țară toată viața, dar eu cred că un moment de un parcurs din ăsta în care plecăm, ne mai întoarcem, mai aducem cu noi anumite lucruri învățate, cred că aici ar putea să fie un moment de normalitate. Dar în primul rând, cred că ar trebui să începem să dezvoltăm capacitatea noastră iarăși de a visa, de a ne permite anumite lucruri, de a ne permite, în primul rând, să nu ne mai considerăm așa de umili sau de mici, dacă de vrei. Aici crezi că se trage această deci aceste vise care nu, visuri care nu sunt legate de Moldova, deci faptul că nu ne vedem aici în Moldova, că toate visurile pe care le avem sunt legate de alte țări, pentru că considerăm că noi suntem prea ca țară, prea mici, prea slabi, prea ca indivizi, impotenți. Cred că ne considerăm așa, în primul rând. Păi și tu ca individ, tu plecând din țara asta, tot tu ca individ rămâi. Deci nu te schimbi, tot... Da, da. Asta e cea mai mare problemă, că ajungi și acolo, ne luăm cu noi și ne descoperim că tot noi suntem și acolo. Iar societățile, eu am trăit 13 ani în Germania, în total, dacă nu mă înșel, mi-am făcut studiile acolo, am avut parte de secvență lungă de training-uri sau de muncă pe domeniul meu. Pot să spun că sunt anumite avantaje ale societății germane față de Moldova, cu siguranță. Pe care tot cetățenii din Germania le-au și construit. Da, absolut, absolut. La fel cu, sau împreună cu acele avantaje, vin și dezavantajele. Nu e totul perfect. Societatea asta vestică e una multifacetară. Unele sunt minunate, altele sunt în Moldova, din punctul meu de vedere, mult mai frumoase. Și uite, concurența în Moldova este foarte mică. Deci, în Moldova, practic, orice vrei să faci, tu practic nu ai concurență, pentru că sunt foarte puțini specialiști, pentru că este foarte mult de lucru și sunt foarte multe direcții în care te poți dezvolta, da? Și în comparativ cu țările, alte țări, cu țările din Uniunea Europeană, să zicem așa, unde concurența este atât de mare încât tu, venind dintr-o țară străină, da? Venind încolo și oricum vei fi perceput ca străin, nu știu dacă vei putea face față aceste concurențe. Pe când în Moldova tu poți ajunge la niște, nu știu, înălțimi profesionale foarte mari. Și oamenii oricum fac alegerea să meargă acolo. Crezi că este legat de doar exclusiv de faptul că într-o țară europeană este mai comod și din punct de vedere logistic, transport, deci este viața mai frumoasă, drumurile sunt mai frumoase, este mai comod să trăiești decât în Moldova? E legat de imaginea pe care o avem, nu de realitate, ci de o anumită imagine. Deci este doar de imagine. Cu siguranță. Deci prietenul sau unul din prietenii mei, cei mai buni din Germania, era un emigrant venit din Kazakhstan și noi ne-am studiat în același oraș și eram foarte mult timp împreună. Părinții lui au venit în Germania pentru a asigura familiei o viață mai bună. 3 copii. Prietenul meu de care vă spun este profesor într-un liceu din Germania, deci este ok. Sora lui mijlocie nu mai este chiar așa ok, iar sora cea mică a dat naștere primului copil în închisoare după multe și mari probleme de droguri, de dependență de diferite substanțe narcotice. Deci, în aceeași familie, tu ai un spectru de 3 copii sau ai 3 copii din care fiecare merge pe un drum foarte diferit și cu siguranță cel puțin unul dintre drumurile respective n-a fost în planul tău de emigrare. Deci asta cu siguranță nu, dar este parte din aceeași Germania, același spațiu în care suntem. Deci pentru mine între timp, dar poate e și chestia de vârstă, poate și experiențele pe care le-am avut până acum, cred că spațiul joacă un rol mare, cu siguranță, dar nu principal.
Deci este vorba de imaginație. Cum ne imaginăm Moldova din care tinerii nu vor mai dori, și nu doar tinerii, deci din care oamenii nu vor mai dori să plece? Revenind la Moldova perfectă. Noi avem, la nivel corporativ, atunci când făceam training-uri mai intensiv, între timp, eu cel puțin m-am dus mai mult înspre spațiul de coaching, dar la nivel corporativ aveam o viziune numită Moldova 2053, în care, de fapt, exact astea erau întrebările cu care jonglam cumva. Ce am vrea să avem mai mult într-o Moldova perfectă? Ce am vrea să avem mai puțin într-o Moldova perfectă? La un moment dat, în timpul unui training, un participant s-a apropiat și a zis că lui ar place să discutăm, de fapt, în astfel de training-uri și despre acele lucruri frumoase pe care noi deja le avem și am vrea să le păstrăm pentru viitor. Iar eu mi-am dat seama că România, din care eu am plecat la 20 de ani, s-a dezvoltat foarte mult și pe anumite nuanțe într-o direcție care îmi place foarte mult. Pe altele, nu. Și nuanțele astea le văd în schimbare și în Moldova. Și pozitive și mai puțin pozitive. Deci, ce am vrea să păstrăm într-o Moldova perfectă, din alea frumoase care sunt? Și cea de-a patra este o idee pe care noi o numim nebun frumoasă, care e așa o ieșire din pătratul clasic de gândire și o provocare, de fapt, la poate la zâmbet, poate la vis, poate la acțiune, la ceva. Hai să începem, hai să mergem exact pe aceste patru întrebări. Prima, ce vrem să păstrăm? Ce vrem să păstrăm? Din punctul meu de vedere? Și a participanților la training-uri, pentru că eu aș vrea, știi, să se simtă implicați și spectatorii, spectatoarele noastre și să le aduci aici și opinia lor, pentru că până la urmă, cei care au participat la training-urile tale sunt cetățenii noștri, care reprezintă opinii majoritare, presupun eu. Hai să-ți dau atunci o balanță la unele dintre ele. Deci ce păstrăm? Unele din cuvintele care vin foarte des, pentru că eu dau o întrebare. Sunt într-un fel un paratrăznet care după aia adună gânduri sau răspunsuri. Și întreb pe oameni ce vor să păstreze și deseori apare momentul de tradiții. Și care cred că trebuie păstrat. Pentru că momentul ăsta colectiv de a fi împreună cu familia este unul care și din spațiul meu de psihologie s-a dovedit a fi acela care ne ferește de depresie. S-a dovedit acela care de fapt face parte enorm de mult dintr-o viață sănătoasă, psihoemoțională. Da? Deci fără momentul ăsta de comunitate care e destul de pierdut în vest, noi devenim din ce în ce mai fragili emoțional. Da? Iar asta pe baza tradițiilor care sunt, de hram, de ziua nu știu care și a nu știu cui, lucrurile astea adună oameni împreună și cred că sunt foarte importante. Pe de altă parte, pentru această zi, de obicei stă o femeie într-un sat undeva în Moldova și gătește cam 3 săptămâni pentru întreaga armată de rude care o să vină la hram și asta, de fapt, nu mi se mai pare așa de amuzant. Eu în continuare sunt ferm convins că toate piramidele egiptene, de fapt, au pornit de aici, cu un egiptean care a nimerit la un hram în Moldova acum 6.000 de ani, l-au servit cu mâncare, s-a întors înapoi omul, n-aveau mâncare, l-au construit piramide din piatră, da? Sunt lucruri care cred că trebuie să rămână. Tradițiile, cu siguranță, unul dintre ele. Ospitalitate. Am mers cu prietenul meu cel mai bun, Ioșa, am mers undeva în toată Europa, prin munți, peste tot. Între timp a fost de 3-4 ori în Moldova, momente de ospitalitate ca aici, noi nu am trăit, nici în România, nici în Scoția, nici în drumurile pe care le-am mai făcut prin Grecia sau în alte părți. Cu oameni la care te duci pe malul Nistrului împreună cu el, care nu vorbește nici română, nici rusă, și zici bună seara, și te întâmpină 2 minute, ai mâncare în brațe. Și asta e treaba faină. Cealaltă este că ai și o stacană de vin din alea magice, care nu se golește niciodată. Știi, tu bei și bei și o dai mai jos. Da, și după aia ea se umple de la sine. După care capul vreo 3 zile e pătrat, dar face parte dintr-un anumit spațiu uman, cumva. Și asta încă este. Mi-a adus aminte de un caz când a venit în ospeție o prietenă din Rusia și stând evident la un pahar de vin de casă și ea zicea, vinul vostru parcă-i compot până în momentul când s-a sculat și s-a dus în tufari, da. Dar uite, revenind la tradiții, acum unii politicieni folosesc această sintagmă de valori tradiționale, care eu cred că lovește foarte mult în tradiții. Pentru că el o scoate din acea
să zicem, are frumoasă, da, de păstrarea unor tradiții foarte frumoase și o aduce la un fel de totalitarism în care, uite, îți impune unele valori, vrei tu sau nu vrei, îți impune deci, de parcă le face ceva nu frumos, de parcă face din ele nu o cultură cu care trebuie să ne mândrim, dar un ciocan, o bâtă cu care vrea să-ți dea în cap. Ce crezi despre această sintagmă? Eu cred că sunt ultimele, nu știu, zbătăciuni, nu știu cum să numim, ale unei societăți într-o profundă tranziție. Agonie. Da, într-un moment ăsta în care, de fapt, tu simți că întreaga societate se prăbușește, religia nu mai face față în a coagula momentul social și lucrurile se destramă. Iar în astfel de momente, cred că dacă nu ești conștient, începi să depășești o limită a unei normalități și a unei decențe. Probabil asta se întâmplă și acum. Eu, din ce văd, rolul femeii în societate se schimbă foarte mult. Eu lucrez și am lucrat cu companii IT care acum sunt în drum aproape înspre un 40% de femei într-o companie IT. Da? Acum 30 de ani era inimaginabil. IT-ul era un domeniu masculin. Deci mi se pare că e o revoluție întreagă pe partea asta de balansare, gender, astfel de momente. Se destramă societatea pe care noi o cunoșteam și se naște una nouă, a noastră în parteneriate. Care nu neapărat lovește în tradiție, apropo, care poate păstra tradițiile. De ce nu? Că nu e niciun motiv să se întâmple atâta timp cât nu pui atât de multă forță împotriva unui astfel de moment. Iarăși momentul de sexualitate, care da, putem să-l discutăm. Sigur. Probabil la nesfârșit și care și el probabil va duce la același moment de a conștientiza cine sunt eu, persoana, Vlad, în momentul ăsta și dacă sunt interesat de un drum tradițional al familiei. Iar drumul tradițional al familiei se traduce, apropo, în niște cifre foarte interesante, în care în clipa asta în Moldova 50% din familii se destramă, în Rusia este mai dur, în Germania e cam tot pe la 50-60%, iar bănuiala mea este că din cei care nu se despart, nu divorțează, încă jumătate au un divorț interior și, de fapt, da, o fac. Adică este o profundă răsturnare a unor valori. Acum, din punct de vedere al politicienilor, n-aș vrea să stăm prea mult în domeniul ăsta, pentru că există mult glod aici și cred că ar fi bine să ne ducem acasă mai curați, mai ales că e ultima ta emisiune. Cred că sunt multe din texte pe care, multe texte pe care ei le spun, care, nu știu, au legătură mai puțin cu frumusețea și mai mult cu niște interese. Am vrut să aduc această discuție pentru ca să divizăm această bâtă de valori tradiționale care este folosită ca un instrument conservator care nu vrea niciun fel de schimbare, nu vrea niciun fel de creștere, da? Vrea să rămânem acolo unde suntem, ceea ce este imposibil. Deci noi nu putem. Este minunat că într-o societate există și persoane revoluționare și persoane conservatoare, pentru că ele se balansează unii pe alții. Da, și trebuie să avem grijă să noi ahăi sau unii sau alții. Da, dar oamenii ar trebui să înțeleagă că este imposibil să rămâi blocat într-o condiție, da, a anilor, nu știu, 80-90, da, și să rămâi înghețat încolo dacă trăiești într-o lume integrată. Da? Dacă trăiești într-o lume în care tu trebuie să ești pus în condiția să interacționezi cu toți, cu toate țările de alături. Și deci tu nu poți rămâne conservat într-o condiție și să crezi că, uite, aici voi fi fericit, da? Fără a încerca, sau și iarăși, un alt punct de vedere. Deci a merge, a te dezvolta nu neapărat înseamnă să-ți uiți tradițiile. Deci noi putem foarte bine combina această dezvoltare cu tradițiile, că avem foarte multe tradiții frumoase pe care chiar le putem păstra fără a impune femeile să stea câte 3 zile să gătească. Dar și aici putem face unele schimbări cu păstratul acestei tradiții. De exemplu, să folosești o firmă, să cumperi serviciile unei firme care îți pregătește aceste bucate. Știi, eu am aici o vagă bănuială că vorbim foarte mult de schimbare și ne dorim cu adevărat din toată inima atâta timp cât nu ne afectează pe noi.
Și e, cred că, momentul de la Caragiale, de acum 100 de ani în urmă, în care dacă e schimbare, schimbare să fie, numai să rămână totul la fel, probabil e un lucru de generații, în care, de fapt, este mult mai ușor să intri în viața cuiva și să impui anumite reguli sau anumite momente de schimbare, decât să intri undeva în viața ta și să vezi un pic ce poți să schimbi de aici. Să te schimbi pe tine. Da, pentru că acolo s-ar putea să găsești multe lucruri pe care nici măcar nu le așteptai, iar unele nu-ți plac deloc. Și atunci, da, mai degrabă ne ducem spre afară, vorbim foarte mult într-un astfel de spațiu, dar ne uităm mai puțin la lăuntru nostru. Ei, de fapt, asta e ceea ce spun psihologii, că atunci când un om îți face observație sau când un om îl irită ceva sau începe vreo luptă cu ceva ce este în societate, în afară, asta de fapt ar însemna că posibil să fie ceva în interiorul omului, ceea ce nu acceptă, ceea ce nu-i place. Da, ai grijă că dacă arăți cu degetul la cineva, uite, trei degete, trei arată spre tine. Da, da. Dar... Da, cred că este parte din drumul nostru. Și uite ce se întâmplă pe rețele de socializare, în care noi, de fapt, mai avem o anumită timiditate de a intra într-un conflict sau a arăta cu degetul la cineva atunci când suntem în contact direct. Dar pe rețele de socializare, uneori se, nu știu, pur și simplu se depășesc niște granițe cu mult mai mult decât ar fi necesar sau normal sau oricum am numit eu. Poate ar fi și ceea ce nu e bine să păstrăm, ceea ce am discutat în a doua parte a emisiunii, da? Deși despre capacitatea noastră de a comunica, capacitatea noastră de a discuta diverse subiecte, mai ales cele sensibile. Dar revenind la lucruri pe care vrem să le păstrăm, deci spunea de tradiții, spunea de ospitalitate. Eu aș mai pune aici și bucătăria moldovenească, pentru că este excepțională. Eu n-aș pune așa de des, că eu după aceste două Crăciunuri, nici nu știu exact care e pluralul lui, plus an nou, plus nu știu ce, am ajuns la un victorios 95 de kilograme plus, la care n-am mai ajuns în viața mea. Și te-ai pornit pe la rude. E tare greu, adică ajungi la o vârstă în care metabolismul deja începe să funcționeze în detrimentul bucătăriei moldovenești. Da, e greu, cred că e greu să te oprești, cel puțin mie este mai greu să mă opresc și acum sunt însă extrem de mândru că am vreo 10 zile de când m-am reîntors la mișcare și alergări. Vlad, vorbeam în prima parte emisiune despre ceea ce vrem să păstrăm și am numit trei lucruri, să le zicem așa, pe care vrem să le păstrăm, sunt tradițiile, ospitalitatea și bucătăria. Mai e ceva ce spuneau oamenii cu care discutai această temă? Da, un lucru micuț și totuși foarte important, oamenii. Să păstrăm oamenii. Ar fi bine. Deci am ajuns acum 15 ani într-o Moldova în care cred că erau 3 milioane și ceva, 600-800 de locuitori și noi suntem acum în 2023 într-o Moldova în care probabil sunt oficial 2 milioane 600 de mii, cam așa, da, plus minus. Și aici este problema mea. Am avut o discuție care nu neapărat a fost cea mai plăcută din cariera mea de training despre faptul că schimbarea ar trebui să fie o chestie organică. Și ea este. Schimbarea este un moment organic. Deci noi nu trebuie să facem nimic pentru ca societatea să se dezvolte. Ea se dezvoltă organic. Dar asta înseamnă o dezvoltare într-un timp foarte îndelungat. Ori mie mi se pare că dacă în 15 ani noi am pierdut 1 milion de oameni, atunci organicul, din punctul meu de vedere, ar putea și să mai aștepte și cred că ar trebui să ne grăbim un pic pe un anumit drum al unor schimbări mentale, sociale, economice, oricum vrei. Și cred că momentul ăsta de capacitate umană, de forță umană, ar fi bine să avem grijă de ea. În curând nu o să mai avem meșteri, în curând nu o să mai avem oameni în bănci, în poziții cheie. Deja este o problemă cu specialiștii. Da, specialiștii buni pleacă, mulți din ei pleacă și când cauți la angajare, ești în căutarea unui specialist bun, este foarte greu să găsești, asta e. Acum, mi se pare că se continuă procesele astea de migrație, în care mulți oameni din Moldova pleacă spre vest sau România, cei din România pleacă spre Germania, vestea bună este că nemții pleacă în Elveția,
Cam așa, e o transumanță. Și ce trebuie să întâmple din el viața oamenii să ajungă la noi? Sau, mai bine zis, știi, hai să discutăm, ar trebui Moldova să fie deschisă pentru alți oameni, non-cetățeni? Ar trebui, pentru că acum să primești cetățenia Moldovei este un calvar, este practic imposibil. Da? Deci dacă nu ești căsătorit cu un moldovean, practic nu ai șanse să ai cetățenia. Bine, dacă nu ceri statutul, da, dacă nu ceri statutul de refugiat. Ar trebui Moldova să aibă niște mecanisme mai simple de oferire a cetățeniei sau vezi un risc aici? Tu ce crezi despre asta? Eu nu știu dacă sunt persoana potrivită cu care tu să ai o astfel de discuție, pentru că mie nu-mi plac granițele. Poate e o reminiscență în asta copilărie în care noi acum avem, sau eu am cetățenia germană, erau vremuri în care stăteai 2-3 zile la ambasada Germaniei ca să iei o astfel de viză și poate de atunci mie nu mai plac vămile, vizele. Dar din punct de vedere social, pentru societate, există riscuri pentru tradiții, există riscuri pentru ce vrem noi să păstrăm, în situația când ne deschidem inimile spre, dacă îi pierdem pe a noștri, să-i primim pe cei care să facă rotația asta. Cred că riscul ăsta există. Pe de altă parte, nu cred că este un proces care poate să fie oprit. Și mie mi se pare că deschiderea ar trebui să fie mai mare. Din punctul ăsta de vedere, uite, dacă vrei, după perioada pe care am trăit-o în Moldova, e un moment foarte interesant. Eu văd un creștinism în Moldova, pe care îl văd și în România sau în alte spații, care mie nu mi-amintește prea mult de Iisus. Momentul de toleranță, momentul de iubire față de alte naționalități. Știi cum e? Fetița noastră se poate mărita cu oricine atâta timp cât nu trebuie să fie negru. Nu? Sau atâta timp cât nu este negru. E o frază pe care eu am auzit-o în societate. Da. Alte momente legate de musulmani, alte momente legate de alte naționalități pe care nu le considerăm poate așa de cool. Nu știu, mie mi se pare că noi ar trebui, din punctul meu de vedere, să devenim mai degrabă oameni decât moldoveni, nemți, ruși, orice am fi găgăuși sau așa. Deci problemele statale sau de identitate personală, națională, cumva eu mi le-am rezolvat prin a fi Vlad și asta pentru mine a fost suficient. Nu mă pune la adăpost de anumite conflicte sau anumite momente mai dificile, dar da, parcă e o poziție în care eu mă simt mai confortabil. Religia. Da. Religia, anume religia pe care ai numit-o tu, care nu este despre, cum ai spus tu, nu ți-aduce aminte despre Hristos, dar mai degrabă este despre agresivitate, despre impunere, despre... deci este foarte mult... foarte multă violență și verbală și deci emoțională. Este ceea ce ar trebui păstrat, ar trebui cumva transformat. Care pentru Moldova viitorului, ce spun oamenii iarăși? Bine, hai noi cu tine fiind, nu știu, eu cu siguranță fiind persoană agnostică, nu vreau să-mi expun opinia mea la acest subiect. Dar ce spun oamenii cu care discuți? Spun ceva despre pomenesc religia în Moldova viitorului? Nu am avut așa de multe discuții pe teme religioase până acum. Dar să nu mi-aduc aminte de ele. Eu pot să spun unde sunt eu în momentul ăsta. Și locul unde sunt este, cu cât înaintez în vârsta mai mult, cu atât o apropiere mult mai tandră și gingașă față de ideea cu care Iisus a venit și cu atât mai mare depărtare față de reprezentanții lui care coboară din Mercedesul clasa S și Tuareguri de 60.000 de euro și tot așa, care cred că nu mai au nici cea mai mică legătură cu ideea și frumusețea inițială. Și cred că asta, de fapt, sau și asta a dus la faptul că avem acum societăți care nu se regăsesc, pentru că ai o idee frumoasă, susținută de fapt, așa cum nu ar trebui să fie. Aici cred că suntem, sau aici am ajuns. Ar fi interesant o discuție cu un psiholog, cum s-a ajuns de la creștinism spre aroganța creștină, știi, când consideri corect... Prin natura umană. Prin natura umană, de aia am spus măcar despre psiholog, da. Nici nu știu dacă e vorba de psihologie, dar eu am dat la un moment dat în Solzhenitsyn, în arhipelagul Gulag, a fost pentru mine una din cărțile, sau este pentru mine una din cărțile... Transformatoare.
Eu nu am reușit însă să o citesc până la capăt. N-ai reușit. Am avut 3 încercări și momentul de duritate a violenței umane pe mine pur și simplu m-a speriat. De 3 ori am dat înapoi și nu știu, probabil după 50 de ani o să am suficientă maturitate sau forță interioară. Dar acolo este o idee care mă însoțește de-a lungul anilor, că noi am putea trăi, eu nu mai știu exact cum a spus-o el, dar ideea era că am putea trăi într-o lume frumoasă dacă fiecare dintre noi ar fi dispus să taie din propria lui inimă acea bucată mai mică sau mai mare de rău. Dar noi asta nu vrem să o facem. Și nu știu dacă omenirea este capabilă, pentru că până la urmă, da. Poate ne-am și plictisit. Pe de altă parte, însă, din păcate, s-au făcut multe atrocități. Și aici, dacă ne întoarcem la momentul de biserică, uită-te un pic peste hotare. Sunt tancuri care sunt sfințite de capete bisericești pentru a ucide oameni din aceeași religie. Da? Eu nu știu la ce valori morale trebuie să ajungi ca să sfințești o armă care trebuie să ucide un alt om. Deci nu, asta cu siguranță pentru mine nu are nicio legătură cu ideea de acum 2000 de ani sau cu omul de acum 2000 de ani. Este, deci, da. Este o schimbare de idei, de percepții. Da, este ceea ce se întâmplă cu religia creștin-ortodoxă din spațiul nostru. Este într-adevăr ceva groaznic. Dar poate noi ne uităm la un moment acum care ni se pare mai acut, dar mie mi se pare că de fapt noi, dacă o să mergem ca rasă umană înspre viitor, în următorii 20.000 de ani o să uităm multe lucruri care s-au întâmplat azi. Ești prea optimist dacă crezi că oamenii vor trăi 20.000 de ani pe planeta Pământ? Da, cred. Sau poate în afară? Cred. Crezi că reușim să păstrăm planeta? Cred, da, nu știu, nu, asta nu știu dacă reușim să o păstrăm pe asta, dar cred că specia umană va reuși să meargă mai departe. Da, de asta sunt ferm convins. Și aici mi-e teamă că iarăși trăim într-o Moldovă în care discutăm așa de mult de politicieni corupți sau de oligarhi nenorociți sau de orice altă chestie, dar nu ne uităm la lumea întreagă, la conexiuni, la cum am putea să ne ducem în afară. Momentele de climă, fetița noastră acum azi sau ieri a pregătit o lucrare la școală, clasa 1, despre probleme de climă. Eu eram în Germania prin 99-2000, nu mai știu, și într-un talk show din Elveția, un om de știință, pur și simplu aproape plângea, se dezintegra și zicea în emisiune în direct prin 99-2000, oameni buni, noi am depășit deja acel stadiu de unde ne putem întoarce, noi acum putem doar să mai diminuăm din problem. Dar de atunci a mai trecut încă ceva timp. Și... Don't look up. Exact, de exemplu. Exact. Și noi cred că am ajuns într-o Moldovă în care de fapt va trebui să ridicăm capetele și să ne conectăm la lumea întreagă. Altfel va fi greu. Ce trebuie? Ajungem la următoarea întrebare pentru a ajunge, a ridica capetele. Ce trebuie să lăsăm în trecut? De ce trebuie să ne dezbăierăm noi ca stat și ca cetățeni? E interesant. E una dintre întrebările pe care le folosim, ce vrei să avem, ce vrem să avem mai puțin într-o Moldovă perfectă. Și am făcut la un moment dat o serie de training-uri cu oameni din procuratură. Și atunci când le puneam întrebarea asta, în mod paradoxal, cuvântul corupție nu apărea așa de des. Și trebuia să-l ofer eu ca opțiune și atunci noi toți zâmbeam și era bine. Dar, într-un fel sau altul, cred că momentul ăsta de corupție trebuie abordat diferit. Eu nu cred că poate să fie extirpată corupția din natura umană. O ai în Germania la firme importante, o ai în Belgia, o ai în Statele Unite, doar că se numește lobby. Într-un fel sau altul, e un pic alt cuvânt, mult mai elegant. Dar corupția ca parte umană este, da? Dar cred că poate să fie diminuată. Și cred că putem să avem opțiuni culturale mai multe, cred că putem să avem opțiuni sociale mai multe. Să nu ne mai uităm așa de mult la cancerul ăsta, pe care, iarăși, nu cred că putem să-l scoatem din societate, dar putem să-l micșorăm, să-l îngrădim, să nu mai atingă așa de multe sfere. Gura lumii. Oh, minunat. Pentru că mie se pare că, uite, gura lumii este ceea ce toată lumea folosește și toată lumea se teme de ea. Da. Ce crezi despre acest concept? Cred că mie mi-a apăsat viața timp de 30 și ceva de ani
și eu am făcut un sport rugby în care am jucat și eram pe poziția mea, eram bun, n-am fost niciodată cel mai bun din lume, dar cu siguranță nu eram așa de modest cât credeam că trebuia să spun, ca să nu creadă oamenii despre mine nu știu ce lucruri. Gura lumii iarăși are un efect social absolut minunat, dar atâta timp cât ea te face să te uiți doar la defectele tale, pentru că așa învăța la școală, notele le primim pe critică, la universitate la fel critică. Sau și... să scui pe propriile dorințe și propriile visuri, pentru că... Da. Cine ești tu să ai astfel de vise? Cine ești tu să schimbi lumea? Dar de ce nu? E, poate s-a auzit de Maslow și piramida lui a necesităților. În afară de această piramidă, Maslow a fost un gânditor absolut fantastic și încă unul din conceptele pe care el a promovat a fost așa numitul, sper să-l traduc corect, complexul lui Iona, care e o figură biblică. Ideea din spate este că noi toți suntem creați pentru ceva măreț. Câți dintre moldovenii cu care noi interacționăm au sentimentul că pot să facă din viața lor ceva frumos? Probabil, puțin. Sentimentul se sau schimbă. Curajul? Da, cred că este vorba de mult curaj și cred că este vorba de pur și simplu momentul ăsta în care îți iei căpățână și ți-o ridici un pic să te uiți înspre viitor. Și aici uneori avem nevoie de ajutor. Eu ce văd însă la copiii ăștia de 7 ani cu care interacționează fetița noastră este că este o schimbare. Deci la ei cumva este încă momentul ăsta de negocieri, de dialog, de luptă, este mult mai curat decât al aveam noi, iar mie mi se pare, sau cel puțin în societatea în care eu am trăit, că momentul ăsta de obediență și de violență și conducere prin violență era mai mare. Acum este, încă nu e perfect, dar este din ce în ce mai puțin. Și nu este doar în Moldova. Nu. Dar pentru a ridica capul trebuie să ieși în afara pătratului, ceea ce spuneai tu. Cum ieși în afara pătratului? Noi avem, deci, acum ajungem la partea principală din Moldova 2053, pentru că Moldova 2053, de fapt, e un proces pe care noi, sau prin care noi treceam, nu numai eu, suntem mult mai mulți traineri la firma noastră, și era un proces prin care treceam oamenii, dar ultimul pas era această Moldova 2053, în care, într-un fel sau altul, spuneam până la urmă oamenilor că 2053 nu este o viziune neapărat, ci este un obiectiv. Este anul în care țări importante din Europa, precum Germania, dacă vrei, Elveția, dacă tot am vorbit de ei, sau Suedia, oricine, vor veni la Chișinău și vor depune cerere de aderare la Moldova. Deci asta se întâmplă în 2053. După care în sală, de obicei, că erau 8 persoane în sală sau 180, începe momentul ăsta de zâmbet, în cel mai bun caz, dacă nu e momentul ăsta de râs, de genul și aici e partea interesantă, pentru că nu este important dacă o să se realizeze sau nu un astfel de obiectiv. Eu, la vârsta mea, nu e clar, chiar așa de clar că o să ajung în 2053 și nici asta nu e important. Important este că noi am consumat o tonă de ore neplătite, de drumuri făcute din banii noștri, din energia noastră, ca să discutăm cu oamenii de cum ar putea să fie lucrurile dacă le-am percepe altfel. Ideea noi o numim într-un spațiu de nebun frumos. E nebună, e adevărat. Partea logică zice că nu are nicio legătură cu realitatea. Dar e nebun frumos. Întrebarea mai importantă ar fi, de fapt, ce ar fi dacă ar fi așa? Și mai importantă întrebarea ar putea să fie, cum ar trebui să mă comport eu acum, dacă aș crede într-o astfel de viziune? Care e momentul de aici, în clipa asta? Mai am dreptul să fac ce am făcut până acum? Poate da. Poate nu. Poate e nevoie de o schimbare. Poate e nevoie ca eu să fiu cel care trebuie să înceapă să se schimbe. Și e un proces dificil. Este un proces individual, deci vorbim despre fiecare individ în parte care își analizează viața sa, care își analizează, nu știu, acțiunile, activitățile, deci tot și vede trebuie ceva schimbat, trebuie păstrat, cum este că merge bine, sau este vorba de societatea în întregime? Răspunsul este da.
Eu cred că e vorba și, da, n-are cum să nu fie așa. Pe de altă parte, uită-te un pic la istoria pe care o avem în Moldova. Deci eu am ăsta 14-15 ani aici. Dar voi aveți mai mulți din 91 într-o Moldova așa numită independentă, în care 4 ani Moldova asta independentă vroia înspre vest, următorii 4 ani vroia spre est și tot așa. Era un moment în ăsta de ciudățenie majoră. Eterna crăcănare Moldavă. Am fost într-un sat, într-un sat la Pitușca, din care vin personalități importante, nu numai în spațiu mai puțin plăcut, dar și într-unul care mie mi-e foarte drag. În școala respectivă am vorbit cu doi copii pe care am întrebat ce ar vrea să aibă în Moldova, o idee așa mai ciudată, mai nebunească, plus minus 14 ani. Și unul a zis că vrea o piscină măsurabilă, concret, lungimea e lățimea, e adâncime, torn ciment, pui apă și e gata. Da? Deci e o chestie foarte, foarte exactă. Exact următorul copil a zis că el ar vrea să aibă grijă de părinții lui până la final. Și asta pentru mine e Moldova. Aici este, înspre ceva concret, exact, așa foarte palpabil și foarte exact, dar ceva ce e greu de prins în cuvinte. Iar eu din ce văd, noi aici ne mișcăm. Cum putem însă să luăm lucrurile astea și fiecare individual să înceapă să creadă în ceva comun? Aici cred că e provocarea pe care o să o avem și am avut-o și în trecut și o să o avem și în continuare în viitor. Uite, mi-am pus întrebarea cum ar trebui să fie Moldova din care niciodată nu voi dori să plec. Mm. Și cu siguranță Moldova din care niciodată nu voi dori să plec trebuie să aibă o conducere democrată, liberală, da? Să nu fie o conducere autoritară sau ce vedem acum în una din țările aproape vecine, da? Ar trebui să fie pus accentul pe personalitatea fiecărui om în parte și prețuită personalitatea fiecărui om în parte. Ar trebui să fie suficientă libertate, mai ales libertate de creație, libertate de dezvoltare, libertate în tot ce omul își poate permite până ajunge la încălcarea unor legi. Da? Deci statul să se implice minim în libertatea cetățenilor, dar să le dea posibilități maxime. Da? Și să deci să aibă grijă să fie respectată legea. Să fie mai puțin violență din partea oamenilor. Oamenii să nu le pese atât de mult despre cum se dezvoltă și cum își trăiește viața și cum ce înseamnă fericirea pentru vecinul, pentru ruda, da? Să lese oamenii să fie fericiți așa cum le place lor să fie. Și de fapt eu înțeleg că sunt niște chestii realizabile. Sunt destul de realizabile. Cum trebuie să fie Moldova ca tu să nu vrei să pleci? Dă-mi, te rog, două secunde și să revenim la întrebarea asta, pentru că în timp ce tu povesteai, bineînțeles că la fiecare moment pe care tu îl spuneai, mie îmi venea în cap imposibil. Asta nu. Nu. Asta cu siguranță nu. Cu siguranță nu și așa mai departe. Dar, de fapt, ieșim din pătrat. Exact. Și cred că asta este important. Există o teorie, iarăși în psihologie, care se numește profețiile care se auto-împlinesc. Da? Și asta spune că lucrurile în care tu crezi se vor, da? Ele se vor adeveri. Iar asta duce la faptul că o pleiadă întreagă de sportivi la un moment dat credeau că o femeie nu poate să sară peste 7 metri în lungime. Și în 1978, dacă nu mă înșel, Vilma Bardauskene vine la Chișinău, pe Stadionul Republican, viitoarea noastră ambasadă multinațională, și sare peste 7 metri. Din clipa aia, nenumărate alte sportive au reușit să sară peste 7 metri, pentru că cineva a deblocat un sistem deja. Grecia devine campionă europeană. Nimeni n-ar fi crezut. Sunt o groază de astfel de exemple în istorie în care, de fapt, ai nevoie de un om sau de o grupă de oameni care să ia trecutul, să nu-l mai potrivească așa cum a fost mereu, ci să creadă că se poate schimba, și atunci apar schimbările. Dar sunt anumite vise pe care cineva trebuie să le dezvolte. Și aici este, iarăși ne întoarcem la începutul emisiunii noastre. Mi-e teamă că va trebui să reînvățăm să visăm. Și pe asta să începem să construim. Moldova mea cred că mai păstrează
niște oameni pe care eu îi numesc oamenii pământului. În familia noastră, în familia soției, era o mătușă care din păcate a decedat. Și Chiocanica era o persoană care nu știa să scrie și nu știa să citească. Și acum nu vreau să jignesc pe nimeni aflat acum în studio sau în emisiune, care ne, dar probabil momentul nostru de înțelepciune adunat împreună probabil n-ar fi ajuns la momentul ei. Era un om care pur și simplu, fără cărțile pe care eu le-am citit sau fără lucrurile pe care tu le-ai făcut, aduna totul și parcă vorbea pământul prin ea. Iar eu astfel de oameni aici am mai cunoscut. În Germania eu nu i-am cunoscut. Aici în Germania vorbești despre poate niște oameni foarte bine dezvoltați la nivel filozofic, la nivel tehnologic. Dar momentul ăsta al oamenilor pământului mie mi-e tare drag și încă mai este. Asta Moldova mea a viitorului i-ar păstra. Anumite tradiții, da, cu siguranță l-ar păstra. Vinul moldovenesc l-ar păstra, dar fără să mai încercăm să fim primii în lume la nivel de consum de alcool și poate un pic de moderație ne-ar prinde. Primii la calitate, poate. N-ar fi rău. În general, spațiul ăsta cred că pentru mine a fost unul foarte, foarte bun de dezvoltare. Nu întotdeauna ușor. Deci, cu siguranță, nu întotdeauna ușor. Au fost momente în care le-am pus sub semnul întrebării serios. Acum, de când a început războiul din Ucraina, suntem într-un moment în care nici noi nu știm ce o să fie mâine, ce o să fie peste două săptămâni. Pe de altă parte, iarăși cred că de fapt anumite imagini de viitor, dacă nu le avem, ar trebui să le dezvoltăm. Eu am una legată de mine, personal, eu, Vlad, și noi avem una legată de noi, corporativ. Dar atunci când lucrez cu alți oameni, cu siguranță asta e un moment de început. Eu vreau să înțeleg visul. După aia vin obiectivele, după aia vin strategiile, după aia vin multe lucruri. Dar care, ce ai vrea tu? Momentul ăla în care să te simți bine. Să ne știm visele. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Uite că am ajuns la finele emisiunii, la finele proiectului și sunt bucuroasă că te-am invitat pe tine la această ultimă emisiune. Sper că vom învăța că oamenii vor învăța să viseze și să se viseze pe ei însă și aici în Moldova. Să schimbăm aici țara așa cum vrem noi să fie și în care ne vom simți bine. La sfârșit de emisiune vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi acești 2 ani și jumătate. Mulțumesc tuturor celor care se apropiau de mine în stradă, în piață, în localuri, cu vorbe calde și frumoase. Mulțumesc echipei care s-a străduit să fie cât mai frumos și confortabil în platou de filmare și pe ecran. Mulțumesc producătoarei emisiunii Liliane Goian pentru încredere și profesionalism. Mulțumesc TV8 pentru această oportunitate prețioasă. Vă spun la revedere, pentru că cu siguranță ne vom mai întâlni. Să aveți fericire și sănătate!